Numai pe cruce este mântuirea noastră. Cele mai frumoase cununi în Împărăția Lui Dumnezeu sunt acestea când ați feri cu drag. Nu trebuie să cerem ca niște miloci continuu, fără să dăm ceva. Vedeți, spune că Dumnezeu este, are loc în slăvile cerurilor, vă dați seama. Dar totuși se complace să locuiască într-o inimă smerită. De aceea și se spune că, Domnule, îmbracă-te într-o adevărată smerenie și vei cuceri sigur cerul. Învățătura creștină este valabilă oriunde, dar în tot cazul să fii pe poziția aceasta de relație cu Dumnezeu continuu. Mai mult sau mai puțin se poate pentru fiecare. Dumneavoastră știți că nu se mișcă fir de păr fără voia Lui? Nu-i cuvântul meu, e al Lui. Și perii capului să sunt numărați. Și tot ce întâmpinăm, tot ce ni se întâmplă, se întâmplă ca noi să ne trezim mai mult, să ne formăm mai mult, să înțelegem sensurile cele mai frumoase și mai adevărate ale iubirii cu orice chip. O suferință nu și-a atins scopul, dacă este dată ca o terapie, să zic așa, dacă tu n-ai ieșit cu un folos din ea. Să nu credeți că Dumnezeu stă cu Saturn în mână să ne pândească, ai greșit, țac. Nu. Mai întâi mult s-ar ușura în viața sufletească, duhovnicească oamenii dacă ar ști cât de mult ne iubește Dumnezeu. Adică, cum spune și Origen, zice, Dumnezeu ne iubește mai mult decât ne urăște dracu, știți? Dar o consecință tot trebuie să fie ca omul să se înțelepcească cu orice chip. Sunt atât de neînsemnate suferințele de aici față de ce ne se va descoperi nouă, cum zice și Apostolul Pavel. Dumnezeu ne trage atenția prin o boală, pântemir ce, ca să fii mai bun. Pentru că oricât ai fi de bun, nu ești destul de bun. Pentru că în afară de păcatele care le cunoaștem și sunt consemnate, în sfârșit, să le dibuim, mai sunt o serie întreagă de păcate care nu se știu de lume și se numesc păcatele lipsirii, adică binele care îl poți face și nu îl faci. Atâtea ocazii ai avut să faci binele și nu l-ai făcut. E, aceasta este deja o stare care te încarcă, o stare de păcat, adică lipsă de perfecțiune. Și Dumnezeu cu orice chip prin suferință, să știți dumneavoastră că omul reușește să stea de vorbă cu sine mai precis decât orice altă situație. Să se cunoască pe sine, să se compare, să-și dea seama că e o poruncă divină de care nu putem abate și e valabilă pentru tot, pentru toată lumea, nu numai pentru unii. Și atunci, vedeți, suferința îți dă ocazia de această desinfectare cu orice chip. Te cunoști pe tine ca să te poți birui pe tine, care înseamnă uriașă biruință. Uite, pe mine m-a întrebat foarte mult, domnule, cât am trăit și prin pustii și prin pușcării, nu s-a făcut vreo minune? Am spus, zic, nu s-a făcut, am spus eu. Dar zic, s-a făcut uneori, am spus. Care, care? Zic, care? Eu am trăit în frigidere, am trăit ani de zile nemâncat, schelete. Am trăit în pustii când rângeam lupul la 10 metri și nu rânșește să te muște lupul, să te mănânce. Și toate de-aștia că n-aveai nicio pară decât cerul. Eu care am priceput glasul pădurii, așa, care e înfrățită cu tine cu orice chip, singurul mijloc de apărare era pădurea. Un glas mut care nu poți să te înțelegi dacă ești într-o mare trăire. Așa, astea nu sunt niște minuni, că eu încă trăiesc de atâta suferință, că a fost groaznic. Dar ce vreau să vă spun, mulțumesc Dumnezeu de suferințele ăștia, o mare binecuvântare mi-a dat Dumnezeu. Vă rog să credeți, am gândit, am fost un băiat de simțire, am făcut și sport, am fost vedete, Pantera Albă, Pantera Blondă, gazetele,
E, nu m-am folosit ca suferințele, crucea, suferința. M-a îndemnat spre a mă cunoaște, m-a îndemnat mai mult spre forțele forțelor, pentru ca să pot să exist, să văd că Dumnezeu este cel ce este în fiecare clipă la mișcării noastre sau în mișcările noastre, fie cu aripele, fie cu roatele. Așa. Dar noi creștinii, noi punem mâna pe stele, nu numai că admirăm, că spune și lucru adevărat, cu motivație. Omul smerit poate să miște astrele. Așa de mare putere are omul fiind, nu un Dumnezeu, ca și un Dumnezeu însă, adică un Dumnezeu creat. Omul, i s-a încredințat Dumnezeu marea răspundere să supravegheze întreaga creație. E singura verigă posibilă de legătură între Dumnezeu și creație, omul. Hristos a făcut om să se vadă că această făptură e dincolo de altă creație, dincolo de toată creația. Creația întreagă a zis și s-a făcut pe om, nu a zis, l-a ciopit, l-a făcut de pum, chip și asemănare. Deci El, că Hristos, ne-a adus mai mult decât ne-a pierdut Adam. Ne-a dat putința să ne ridicăm până Dumnezeu după har. Și vă dați seama ce mișcare, ce înțelepciune, ce descoperiri nemaipomenite, știți, să fac om, de vorbind de om, că mai meșteșugul să fii om. E și un proverb românesc ăsta, știți? Da. Și nu se poate vorbi decât de omul care, fă discuție, e cinstit și e doritor să-și împlinească această calitate de om. Numai, bine, acolo valorile mari, valorile eterne, valorile veșnicie albă, nu se poate decât acolo unde este un eroism și o dorință de jertfă. Că nu se poate fără jertfă nimic. Mântuitor a făcut multe minuni, de știri, toată lumea, de stătea mintea în loc, învia morții ca și cum du-te acasă. Așa, ori i-a dat ochi de naștere, ori, dar nu se mai putea. Dar n-a mântuit lumea până marele minuni care le-a făcut, decât la cruce, tot la jertfă. Acum Mântuitorul era pe cruce și se văita satana la jertfă. Că nu se poate fără jertfă oriunde am fi. Nu se poate nimic fără, că cine fuge de jertfă, fuge de Dumnezeu, spune Sfânt și Sfinții Părinți, mai ales Teodor Studitul, mă rog. Pentru că Mântuitorul, când era cu Genizaret, și ca să se mute pe tărâmul celălalt, a zis ucenicii, merge aici la tărâmul celălalt, pe malul celălalt al lacului. Și s-a culcat în corabie, în timpul ăsta valuri maruri de acoperea corabia. Și ucenicii scrie în Noul Testament, Doamne, scoală că perim. S-a trezit și le-a mustrat. Vă și vedeți în fundul mării cu mine cu tot, care m-ați declarat Dumnezeu și nu știu ce. N-am spus eu bine să luați pe aici, am spus bine, dar aveați fără valuri, vreați fără jertfă, vreați fără cruce, vreați fără luptă, vreați fără eroism, nu dea gata. Deci trebuie să te pregătești întotdeauna, învățând să știi să jertfești, pentru că nu poți să ai o poziție în sfârșit de existență, cu identitate, zic, dacă nu știi să jertfești. Da, adică să fii un erou permanent, nu un milog. Un erou. În continuu, nu trebuie să mergem să cunoaștem oameni deosebiți și situații. Trebuie să mergem să te cunoști pe tine cu orice chip. Puțin te cunoști pentru că ai o mare, enormă, mare răspundere. Pentru că tu ești un microcosmos în care se umilești un macrocosmos, o lume întreagă. Numai pe cruce.